Mare petrecere, mare petrecere, aseară la concertul lui Mărginanu, toată floarea cea vestită din Laț Fierbinți a fost acolo și a ieșit un spectacol de care o să ne aducem aminte. A fost ceva foarte fain, vedem imaginile care vorbesc de la sine. E o zi de aia în care se întâmplă foarte multe lucruri unul după altul. Mi-a ieșit și ăsta. Ăsta e al șaselea CD pe care l-am scos și mi se pare că arată cel mai bine. Are una, două, opt cântece. Apăreau pe coloana muzicală a serialului Laț Fierbinți, dar apăreau numai în varianta orchestrală. Baftă! Asta e baftă! Baftă și multă bucurie! Ce faceți voi aici? Am grijă să nu greșească notele. Și se descurcă? Mai jos puțin, a luat o rază puțin, dar își revine pe scenă. Ce e clar că e pregătit. Deci dacă știm clar că e pregătit, nu mai avem nicio emoție, noi, pentru el. Această prietenie și această dragoste care o avem noi, ca și colegi, astăzi o să se vadă aici, pe scenă. Și e moarte după mine. Toată ziua am și ea de pe cap. Eu nu știu ce să fac ca să-ți dea. Nu e nici despre dans, nici despre pas. Câte cu care urmează a rămas cu ritmul din trecut. Este o melodie care mă reprezintă nu numai pe mine, și pe dumneavoastră. Manifest! E plină fiecare pușcărie. De hoți ce-o șemări o bunărie. Ori două pâini, un cablu, o carcasă. N-aveam ce da copilor la masă. Suntem aproape toată distribuția de la serial. Originea nu avizează că ai făcut un concert caritabil de neadunat pe toți. Hai, Mărgineanu, o inimă, un om, un destin. Zice ceva de rău acum. Un șmecher. Ladies and gentlemen, Rapsodia Română. Eu am acum misiunea de a prezenta următoarea piesă. Audiție plăcută, dragi melomani! Ce mult de aur, Abi și Jong, iha! Ricky Dandel era să calpă vioară! Țiganii trăgeam la manele, femei sulemerite în pofta, boieri așezați pe covoare, bea vodcă din papuci de loc. În această seară, Anca Duminică. Vreau să vă zic că urmează melodie foarte dragă mie, de la începuturile serialului nostru, încă de la primul sezon, se numește Dragoste Rurală și sper să vă bucure precum mă bucură pe mine. Păsărinca cea duioasă și alpinuțele de vor s-au oprit ca să păzească lor amor. Doamnelor și domnilor, va cânta Mihai Mărgineanu o melodie foarte frumoasă după și m-a ales pe mine să fac o prezentare. Da. Pentru că, unul la mână, tata trăiește și sunt fericit pentru asta. Doi la mână, pentru că sunt tată și sunt și mai fericit pentru asta. Trei la mână, pentru că l-am cunoscut foarte bine pe taică-su. Și cred că melodia asta pleacă pentru toți tații din lume. Și am venit să vă citesc o poezie pe care am scris-o undeva acum vreo 4 ani pentru fiul meu, Octav. Când sunt plecat, mi-e gândul tot la tine, la ce nu știu să fac atunci când suntem amândoi. Când sunt plecat, mi-e foarte dor de tine, dar mă gândesc că mă întorc de grabă într-o joi. Mihai Mărgineanu, dor de tată. Pentru ei noi suntem tătici.
ce gingașe și sună bine. Tăticule, mi-e dor de tine, dar vremea trece și deodată nu mai ești tătic, de acum ești tată. Dar și așa tot sună bine, tată, mi-e dor de tine. Bună seara, bună seara. Păi după acest cântec așa sensibil, ce glume să mai fac eu cu tine, domnul Mărgineanu, că m-ai întristat păi profund. Cum vă spuneam, urmează Mihai Mărgineanu! Ba da, am zis, cu cântecul nu sunt nebun. Eu sunt nebun, dar cum eu sunt ce-am fost mereu, poate că cel cum intesc eu, deși de câte ori eu le-o spun, eu pentru ei. Cum a fost spectacolul? V-a plăcut? Bine! Da. Da. Păi cum să nu, a fost și momentul lui, știa poezia. Concluzie, am terminat. Asta este bine. Deci dacă am terminat, este bine.